Astăzi, la Drobeta Turnu Severin a avut loc o conferință de presă susținută de reprezentanții Alianței Creștin-Liberale de la nivelul județului Mehedinți. Alianța Creștin-Liberală a luat act de decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție de respingerea solicitării Agenției Naționale de Integritate de preschimbarea termenului în dosarul lui Claus Iohannis și constată că justiția își urmează cursul firesc. Reprezentanții ACL își doresc în continuare o soluționare rapidă a dosarului respectiv. Aș vrea să fac câteva precizări referitor la ziua de ieri. Am văzut pe toate știrile, pe toate canalele de știri naționale că doi cititori în stele, Victor Ponta și Elena Udrea, au dat verdictul Claus Iohannis va fi sigur declarat incompatibil în Alta Curte. Vreau să vă zic că se dovedește deja că Ponta este mincinos și rămâne mincinos, iar doamna Elena Udrea nu mai este cel mai onest candidat, este deja un candidat ca și Victor Ponta, este mincinoasă. S-a încercat, practic, o deturnare a atenției de la arestările care au avut loc ieri. S-a încercat, practic, să se pună pe agenda politică de ieri a unui subiect fals, deci nici pe departe domnul Claus Iohannis nu va fi declarat incompatibil. Se va încerca în continuare o presiune asupra justiției. De fapt, lucrurile stau așa. Curtea de apel a hotărât că domnul Claus Iohannis nu este incompatibil. Pe data de 18 noiembrie va fi un termen în completul de filtru pentru a se stabili dacă recursul este admisibil sau nu. S-a reluat această cauză dacă va fi recursul admis sau nu de principiu. După care, dacă va fi admis de principiu, va fi dat un termen de judecată. Practic, noi suntem foarte încrejători. Nu s-a făcut nicio presiune din punctul nostru de vedere și din partea Alianței Creștin-Liberale și a domnului Iohannis pentru a se judeca procesul într-un fel sau în altul, ci contracandidații, neavând proiecte de spus românilor, încearcă să aducă în atenția opiniei publice subiecte false. Deci domnul Ponta este un mincinos, doamna Elena Udrea nu mai este cel mai onest candidat, este la fel și dânsa o mincinoasă și cred că este supărată, dacă ați observat, fostul soț al doamnei Elena Udrea are probleme deja cu justiția. Și eu aș întreba-o pe doamna Elena Udrea, de unde a avut banii de poșetuțele Vuitton și de ceasurile Rolex? Dacă le-a avut din vânzarea de case pe care le-a făcut în urma partajului, de unde a avut casele? Dacă le-a avut în comun cu domnul Dorin Cocoș, de unde a avut banii domnul Dorin Cocoș să cumpere aceste case? Și de aici putem merge mai departe, că văd că din dosarul Microsoft s-au scos foarte mulți bani. Un alt subiect discutat în conferința de presă a fost cel al contestațiilor depuse de Alianța Creștin-Liberală Mehedinți la biroul electoral județean referitoare la distribuirea unor pliante denigratoare la adresa candidatului la președinția României, Claus Iohannis. E un subiect legat de biroul electoral județean, de contestațiile depuse de Alianța Creștin-Liberală Mehedinți. Există o contestație referitoare la distribuirea unor pliante denigratoare la adresa candidatului nostru. Știți subiectele, cele legate de pensii și cele legate de traficul de minori. Această contestație a fost acceptată în parte dacă fluturașul cu Claus Iohannis va tăia pensiile a fost asumat de PSD, pentru că n-au nicio problemă să-și asume minciunile și mizerile. Cel cu traficul de copii nu a avut curajul să facă acest lucru și acesta a fost interzis. Sigur, s-a dispus organelor în drept să îndepărteze acești fluturași otrăviți, să vedem în ce măsură se va și întâmpla acest lucru.